cum ar funcționa în practică plata defalcată a TVA? Din punct de vedere al TVA-ului, la momentul în care orice client va achita factura emisă de către un furnizor, în loc să achite contravaloarea integrală a facturii în contul curent al furnizorului, acesta va achita baza impozabilă în contul indicat de către furnizor, urmând ca plata TVA-ului să fie făcută în contul de TVA deschis de acesta la o bancă comercială sau o unitate de trezorerie. În acest caz, să discutăm puțin și despre cash flow-ul companiilor. Cum și de ce va fi afectat? În primul rând, vor fi afectate acele companii care își bazau finanțarea activității pe TVA-ul colectat. Vor fi afectate suplimentar și acele companii care au termene de plată care depășesc, să zicem, 30 de zile sau data la care TVA-ul este datorat către bugetul de stat, pentru că aceștia vor trebui să depună din contul curent în contul de TVA pentru a efectua plata TVA-ului datorat către bugetul de stat, urmând ca în momentul în care clienții acestora vor achita facturile să-și recupereze acești bani de la autoritățile fiscale. Având în vedere că procedura de restituire a acestor sume este neclară și nu este indicat un termen de restituire a acestor sume, această incertitudine poate afecta cash flow-ul acestor companii. Chiar am văzut una din întrebările adresate de către cititor în cadrul întâlnirii online a fost aceea că cuantumul amenzii este foarte mare raportată la, să spunem, în cazul în care nu discutăm de o posibilă fraudă, ci pur și simplu o greșeală sau o neatenție. Într-adevăr, amenda de 50% din suma de TVA care nu a fost achitată în contul de TVA al furnizorului este disproporțională cu, să zicem, efectul acestei măsuri, în sensul în care atât timp cât atât furnizorul cât și clientul nu sunt două persoane cu un comportament fiscal fraudulos, amenda este total nepotrivită doar pentru a sancționa o pură eroare de sistem IT sau o pură eroare manuală. Și urmează să asistăm la o modificare a acestui mecanism sau dacă, de exemplu, va trece totuși așa va fi aprobat. Mediul de afaceri speră la o anumită amânare a implementării, pentru că o implementare începând cu 1 septembrie, chiar și cu 1 octombrie, ar fi destul de rapidă, în sensul în care o multitudine de sisteme informatice și sisteme ERP ale clienților, ale contribuabililor, trebuie să fie modificate în sensul implementării conturilor duble pentru fiecare client, fiecare furnizor în parte. Și de aceea, poate, o amânare a acestei implementări ar fi benefică pentru toată lumea. Pe de o parte, pentru autoritățile fiscale, pentru a fi pregătite ei la nivel investițional în colectarea și utilizarea, precum și creșterea numărului de personal care va administra aceste cereri de restituire a sumelor, iar pe de altă parte, pentru contribuabil, pentru a realiza aceste investiții în infrastructura IT și în sistemele IT, plus pentru a stabili care ar fi avantajele și dezavantajele pentru utilizarea acestor sisteme. Va crește povara administrativă? Cu siguranță. Cred că asta e și una dintre problemele implementării foarte rapide a acestui proiect, fără a avea un studiu de impact. Povara administrativă, atât la nivelul contribuabililor, cât și la nivelul statului, ne așteptăm să fie una semnificativă și potențial imposibil de gestionat. Va fi nevoie de o urmărire foarte atentă a ceea ce înseamnă conturile de TVA disponibile pentru fiecare persoană impozabilă în parte. În proiectul de ordonanță există alternativa de a avea chiar mai multe de un cont pentru o singură persoană, ceea ce înseamnă că statul va trebui să aibă cu siguranță persoane suplimentare, angajați suplimentari în vederea urmăririi întregului proces de plată TVA și eventual de efectuarea unor controle eficiente și rambursarea eficientă a banilor în cazul plăților eronate.
La nivelul companiilor, iarăși, este nevoie de o schimbare a sistemelor IT, investiții semnificative și, în acest sens, cred că ar fi important să avem un studiu pentru a putea evalua exact cost versus beneficiu obținut prin implementarea acestei măsuri. Ce riscuri apar în acest caz pentru business-uri și mai ales pentru IMM-uri? Pentru că dacă companiile mari își permit aceste costuri de schimbare a sistemelor contabile, să le numim așa, în cazul IMM-urilor sunt multe companii mici care nu își vor permite eventual aceste costuri sau costurile vor fi foarte mari și vor fi greu de suportat. Da, tocmai de asta spuneam că e important de văzut care ar fi pașii de urmat. Așteptările noastre sunt la fel ca cei cumva mai loviți, mai afectați de această măsură să fie într-adevăr IMM-urile, care nu, pe de o parte, folosesc, vor avea impactul mult mai mare pe partea de cash flow, finanțându-se din TVA pentru derularea activității curente, ceea ce nu vor mai putea face, pentru că banii vor fi blocați și la dispoziția statului. Asta pe de o parte și pe de altă parte, clar, costuri suplimentare în adaptarea sistemelor informatice și potențial, de ce nu, în angajarea de noi de nou personal, de personal suplimentar strict pentru a se ocupa de urmărirea plăților și efectuarea plăților către stat.